Bună ziua, dragilor și dragilor, e vineri, Dan Vasiliu, Neamțu, bună ziua. Retrospectiva săptămânii, știri ca la Roman, știrile noastre. Avem știri interesante, acum să vedem dacă le-a selectat pe cele interesante. Zi de știre interesantă pe care o avem noi. Avem criminali la Consiliul Județean. Deci atâta vreme cât... spus criminali... Ba da, criminale în mod indirect, complici la... Bine, uite, ajungem direct la știrea aia, da? Știți despre ce e vorba, da? Șmecherașii, pe care mi-a plăcut un comentariu, după ce am dat știrea asta pe Facebook, mi-a plăcut un comentariu, nu pot să dau numele că n-am acordul omului, l-a și șters pe urmă, nu știu din ce motiv, zice, ar fi trebuit să începi cu, în atenția celor care au votat cu PSD. Dar cred că toți au fost numai PSD, PMP și ALDE în majoritate, pentru că majoritatea în formula asta de 3 au votat în Consiliul Județean alocarea banilor pentru orice altceva. Da? Dacă am să mai puțin mașină, pentru achitarea aparatului de radiologie. Mai deci puțin. Hai să vedem, dacă ne apucăm acasă de o treabă. Da. Nu mergem cu bugetul pentru finalizarea treburilor respective? A, da, bineînțeles. Dacă îmi cumpăr un autoturism, nu trebuie să fac bugetul din luna următoare, să-mi plătesc taxa de matriculare dacă e o mașină SH și să fac înmatricularea mașinii și să o pot folosi? Ce se întâmplă de fapt este foarte simplu. Aici când vorbim de sănătatea oamenilor, de viața oamenilor... Este foarte simplu. E o explicație atât de simplă și se vede cu ochiul liber că deciziile pe linie de partid sunt mai importante decât opinia voastră. E atât de simplu. Voi, ca cetățeni, noi, ca votanți, suntem pe ultima treaptă a piramidei influenței în România. Am mai spus-o și, uite, mai vine un argument care să-mi dea dreptate. Votantul, plătitorul, omul cinstit, plătitorul de taxe și impozite, este pe ultima treaptă a piramidei influenței în România. El nu este important absolut deloc. Pentru că dacă nu-ți plătește taxa asta, aparatul nu poate fi pus în funcțiune, nu? Deci alocarea tranșei astea de 480 de milioane de lei, sau cât dracu costă, că la noi în știrile pe care le face redactorul nostru rulează de la 43.000 de lei la 48.000 de lei, la 480 de milioane de lei și la, inclusiv am ajuns la 480 de miliarde. Nu știu exact cât costă, care e ultima tranșă a aparatului. 480 miliarde nu. Vorbesc serios, apare undeva în text. Bine, nu știu. Stai așa. Hai să vedem știrea. Deci, nu? Hai să vedem știrea. Trebuie să vedem o știre. Emisiunea duce pe știrea asta. E lunguță, dar ce reportaj? Are 6 voci. Da? Hai că vedem știrea asta și după aia ne luăm la trântă cu comentariile. Alocarea celei de-a doua tranșe în valoare de 480 de milioane de lei pentru achitarea aparatului de radiologie de la Spitalul Municipal de Urgență Roman a ajuns în faza contrelor politice. Așa cum se știe, grupul PNL din Consiliul Județean a venit cu un amendament la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Neamț, prin care propune alocarea banilor necesare achitării celei de-a doua tranșe a aparatului de radiologie pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman. Ieri, în cadrul ședinții ordinare a Consiliului Județean, eu, în calitate de consilier județean, împreună cu colegii mei din grupul PNL, am făcut un amendament la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară pe anul 2016, amendament prin care am cerut relocarea unor sume de bani către Spitalul Municipal de Roman în vederea achitării celei de-a doua tranșe pentru aparatul de radiologie, care se află deja în custodia spitalului. Și așteaptă doar ca să achite această a doua tranșă ca să poată fi pus efectiv în funcțiune. Amendamentul, susținut de cei 13 consilieri județeni PNL prezenți la ședință, s-a lovit de votul negativ al majorității consilierilor PSD, PMP și ALDE. Din păcate ne-am izbit de refuzul colegilor care formează majoritatea în momentul de față la Consiliul Județean. Dar am obținut o promisiune, să spunem așa, că la prima rectificare vor ține cont și de doleanța noastră. Să sperăm și cu ajutorul dumneavoastră a presiei, a mass media, să putem crea presiunea necesară față de cei din conducerea Consiliului Județean ca să aplece un pic și spre nevoile cetățenilor din municipiul Roman și nu numai ei. La proiectul de rectificare bugetară s-au alocat bani pentru o serie de investiții care, în opinia liberalilor, mai puteau aștepta. Problema nu asta ar fi, problema problema. Noi am și subliniat ieri în cadrul ședinței faptul că s-au alocat poate sume pentru niște investiții care ar fi suportat o amânare, gen un autoturism, un sistem de supraveghere video în valoare de 80-100.000 de lei, sau alte de investiții care, după părerea mea, ar fi suportat și a noastră a Consiliilor de PNL, ar fi suportat o amânare. Bun, la asta se adaugă și faptul că Spitalul Municipal de la Roman n-a putut contracta servicii de radiologie din cauza faptului că nu este pus în funcțiune acest aparat, care zace de jumătate de an în curtea spitalului. Așa este. Și mâhnirea și supoarea noastră, în special a mea, a fost și mai mare, cu cât am văzut că ceilalți consilieri din partea PSD-ului, care sunt din zona Romanului, doamna Oana Bulai, domnul Manoliu, domnul Corduneanu, s-au opus cu o vehemență, tratând subiectul strict în termeni politici. Consilierii liberali au solicitat colegilor din Consiliul Județean să înțeleagă necesitatea prioritizării alocării bugetare. În opinia lor, alocarea celei de-a doua tranșe pentru aparatul de radiologie ar fi trebuit să se facă cel târziu în ședința ordinară a Consiliului din 29 iulie, ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile contractului de achiziție, s-a intrat deja în etapa penalizărilor de întârziere. Am făcut un apel la către dumnealor, în sensul de a lăsa orice orgoliu politic deoparte, dar, din păcate, asta a fost decizia dumnealor să o pună la amendamentul nostru. Bine, am să-l sun pe domnul Manoliu, care a promis ferm că va face aceste alocări. Să vedem ce părere are. Din păcate, a rămas doar la nivelul de promisiuni. Ieri, vă spun concret, în plenul ședinței s-a opus, din contra, a și venit cu o replică foarte acidă la propunerea mea, cum mi-am permis eu să cer bani pentru Spitalul Roman când bugetul Consiliului Județean și așa este cum este. Curioși să aflăm care au fost rațiunile pentru care și consilierii PSD trimiși de Romașcani în Consiliul Județean au votat împotriva amendamentului pentru achitarea celei de-a doua tranșe a aparatului de radiologie, am reușit să aflăm opinia consilierului PSD Eduard Corduneanu. Acesta a recunoscut că, fiind ales pe listă de partid, a fost nevoit să voteze așa cum s-a decis la nivelul grupului PSD-PMP-ALDE, adică politic. Prioritate la prima rectificare. V-a spus în timpul ședinței. Dacă ați participat la ședință, v-a spus în timpul ședinței. Da, dar nu uitați că Spitalul Roman se află în faza de contractare cu Casa de Asigurări și n-a putut contracta servicii radiologice pentru că noi stăm de jumătate de an cu aparatul ambalat în timp ce... Răspunsul vi l-a dat președintele Consiliului Județean, va fi o prioritate, adică era bugetul deja făcut. Consilierul social-democrat a recunoscut că, deși este romașcan, a candidat pe listă de partid, motiv pentru care este normal să se supună deciziilor luate la acest nivel și să voteze în conformitate. La întrebarea firească dacă, în calitate de romașcan, în cazul în care va avea nevoie personal sau cineva apropiat de serviciile medicale ale Spitalului Municipal, nu va avea mustrări de conștiință despre modul în care a votat, acesta a replicat iritat că nu înțelege de ce îi se reproșează opțiunea politică. De menționat că la fel au votat și consilierii romașcani Oana Bulai, Dan Manoliu, Florin Grumăzescu, care reprezintă Romanul și zona în Consiliul Județean. Da. Ne-am întors, da, ca să discutăm despre aparatul de radio. Da? În timpul în care ați urmărit voi deja știrea... Eu m-am enervat, da. Stai să vezi. Vedem un text, da? Eduard Corduneanu, consilierul județean de la PSD, a recunoscut că, fiind ales pe listă de partid, a fost nevoit să voteze așa cum s-a decis la nivelul grupului PSD-PMP-ALDE. Dacă nu vota așa, își punea în pericol funcția obținută pe baza calităților sale de bun manager și de bun specialist? Probabil că l-ar fi luat. Că dacă ar fi fost bun specialist, tu-i ceapa măsii că e la mediu și la mediu avem probleme în județul Neamțu cu groapa ecologică, cu ceea ce se întâmplă la centrul de, sau cum se va chema, centrul de sortare a gunoiului și așa mai departe. Are dreptate. Are dreptate. A votat cum? Nu, pe de o parte are dreptate. Omul spune, el a candidat pe listă de partid, ca urmare trebuie să asculte indicațiile de pentru că altfel ce se întâmplă dacă nu ești oaie? Probabil. Ce se întâmplă dacă nu ești oaie? Nu am idee. Partidul poate să-ți ia anumite privilegii? Probabil. În mod sigur, asta este explicația. Dom'le, ai coloană vertebrală? Bun, deci practic, tu ce spui mie? Că toți consilierii ăștia, câți, 34, 35, cât îți iei în Consiliul Județean, ei sunt acolo puși doar ca să ridice mâna, pentru că decizia este luată de altcineva din spate de ceva vreme. Deci, practic, ei sunt atât de inutili încât ar putea să vină Arsene și cu cine, zi-mi, Chelaru sau cine dracu cu președința acum pe la partidă, da? Ăștia trei oameni. Că avem, nu, deci ei își protejează interesele proprii, vizibil cu ochiul liber de la kilometri distanță. Hai că vreau să fac o chestie. Avem așa, PNL-ul, care e reprezentat în Consiliul Județean, PSD, PMP, ALDE, deci 4 partide. Mai e vreun partid în... Avem independenți ceva? Nu, nu cred, nu cred. Deci practic ar putea să vină 4 oameni, mă, în loc să ținem 35 de proști acolo, că îi plătim. Nu putem să le spunem, dar... Da. Nu proști, ok, dar 35 de oameni care stau acolo. Să vină ăștia 4. Președintele PSD, președintele PMP, președintele ALDE, pe Neamț, zic, și președintele PNL, care cine e? PNL, de la PNL. Cine e președinte acum? Pe Neamț. Pe Neamț nu știu. Există pe Neamț așa ceva? Pe romanii Leoreanu? Leoreanu, da. Ei, și să meargă ăștia 4 oameni, bre. 3 au făcut deja ca să pună împreună, corect? Și rămâne al 4-lea. De ce să ținem 35 de oameni? De vreme ce ei iau decizii pe linie de partid, înseamnă că ăștia 35 sunt inutili. Că ăștia 4 le zic ce să facă. Da. Și ducem pe ăștia 4. Și plătim 4 oameni, nu 35. Deplasarea a 4 oameni este mult mai ieftină, până la Piatra Neamț și înapoi, diurnele plătite și de-aia pe ședințe. La ce alegem 35 de consilieri? Alegem ăștia 4 și gata. Deci este încă un exemplu clar că de pe lună se vede nu numai zidul, marele zid chinezesc, ci și prostia din România. Și interesul propriu al aleșilor locali, cu durere maximă în rect anus, în curt, față de în curte, față de cei care au votat, față de cei pe care ar trebui să-i reprezinte, pentru că nu-i reprezintă. Hai să vedem. Există, poate reușim împreună să găsim, există pe lângă decizia asta politică, poate noi suntem mai în afara situației, în afara problemei. Există ceva mai important sau ceva care să-i fi făcut pe oamenii ăștia să voteze împotrivă, inclusiv vorbim de romașcani, da? Le-am zis pe nume, Eduard Corduneanu, Oana Bulai, Dan Manoliu, da? Florin Grumăzescu, sunt romașcani, bre, care urmează la un moment dat să îmbolnăvească, e inevitabil. Sau fac ca politicienii noștri și pleacă în străinătate, gen în alte orașe să facă bine, pentru că Roma nu are cu ce să lucreze. Să se ducă în străinătate, să moară în elicopter. Poate există niște rațiuni pe care noi, prostimea, pulimea, cum să zic, nu știu. Da, am început să scap cuvinte nici în ce mai urâte decât cuvinte din vocabularul limbii române. Poate noi nu le vedem, mă, că suntem proști ca noapte. Există niște rațiuni. Dacă îmi spunea, banii ăștia nu-i dăm la radiologie, că se duc la, tot pe sănătate, pe finalizarea unui alt proiect care este cu o jumătate de punct deasupra acestuia ca importanță. Corect. Da, dar deci, pur și simplu, nu. Deci nu-i dăm acolo. Dar ei și-au votat alte chestii și, uite, proiectele de hotărâre ale Consiliului Județean sunt publicate pe site-ul Consiliului Județean, vin ca la Roman către presă. Nu primesc eu nimic de la ei. Trebuie văzut. Nu, eu primesc de la comunicate de presă, de la partide, pentru că bag seama că... Nu, dar la Consiliul Județean trebuie văzut. Deci toate entitățile astea care deservesc cetățeanul nu știu cât de mult comunică. Deci, în schimb, partidele tale, alea-s vocale, frate, primesc la comunicate de la partide, de la PNL, de la PSD, ăștia să bată în comunicate, să omoară unii pe alții, comunicate, dar ceva... Oameni buni, urmează în toamnă alegeri parlamentare. Da, știm. E cazul să alegem pentru a se continua niște reforme care până acum s-au făcut cu, cum spun, cu o viteză aproape de zero. Dar s-au făcut. Deci din 90 până acum noi am evoluat. Dar nu am evoluat așa cum trebuie. Nu cu viteza care ar fi trebuit. Am înțeles. Sunt mentalități. Sunt oameni înfipți în poziții. Citeam un articol, citeam într-un ziar apărut în 90 prin martie. Eram în armată și am găsit acel ziar pe la un chioș prin Bacău. Învățați să-i citești ziarele. Să citesc ziarele. Și erau, cum spun, citeam acolo cum se punea problema în martie 90. Da, conștient de faptul că sunt erau foarte mulți frecători de mentă prin instituțiile statului. Da. Deci, care atunci spuneau, domnule, ce o să facem cu ei? Pentru că o să vedem, scria acolo ceva de genul așa că muncitorul care de bună credință și-a văzut de treabă, și-a pilit, și-a făcut treaba la strung, la... Nu folosi pilit și muncitor în aceeași propoziție, da, pentru că... Ar putea să... Da, așa? Nu, o să apară... Și nașpa... Da, o să fie scos în șomaj muncitorul respectiv care... Efectiv, deci nu a avut nicio treabă să pupe în curs șef, să nu știu, și-a văzut de treabă acolo, zidar, strungar, ce a fost el, da. Și ăla, autorul articolului spunea, domnule, o să vedeți că vor avea de suferit și când va apărea șomajul, pentru că încă nu a apărut, încă era o chestie... Ideea de șomaj... Da, nu era legea șomajului atunci, de-abia după 2 luni, 3 luni a apărut, prin septembrie cred că era deja în funcțiune, a apărut primii șomeri. A spus, o să vedeți că activiștii de partid, cei care au frecat menta, nu vor avea de suferit chiar așa. O previziune... adeverită în timp, că imediat s-au reorientat pe alte chestii și așa mai departe. Și asta vreau să spun, în toamnă sunt alegeri. Dacă reușim să avem parlament cu 300 de parlamentari, da, cu siguranță. Dacă reușim să avem oameni verticali, oameni care să fie spre interesul comunității. Sunt acei oameni. Deci lumea spune că sunt idealist. Ești. Da, dar deci nu sunt... Ești un idealist, visător, crezi în SF-uri. Există oameni care se implică pentru societate. Da. Deci există. Deci aici pune 700 de parlamentari să voteze reducerea la 300. Orice fel de matematică ai face, vor rămâne 400 pe din afară, care ei vor vota împotriva. Da, dar... Și vor fi majoritari. În toamnă avem șansa să votăm acei oameni care trebuie. Om bun, te rog frumos să mă crezi, înțelege-mă și hai să vedem politica românească. Noi nu avem șansa, nouă ni se dă șansa să avem ideea, impresia că putem schimba ceva. Nu se schimbă ceva, pentru că legile nu le dăm noi. Da, uite că guvernul ăsta Cioloș, fără susținere, reușește să vină cu câțiva pași care de evoluție, cu oameni în guvern verticali. Da. Oameni cu pregătiți și cu argumente. Deci în momentul în care haita politicienilor educați în stilul școlii satanei de Iliescu, reușesc acești membri ai guvernului, fiind pregătiți, fiind verticali, fiind dedicați muncilor, dovedesc cu argumente logice, clare și firești să dovedească care este realitatea. În paralel, președintele Senatului a fost chemat și este audiat pentru un dosar cu privind retrocedări ilegale. Ion Iliescu a fost și el audiat în dosar crime împotriva umanității. Nu te ești de acolo, dar și-a ieșit rânjind cu gura până la ureche. Clar că omul ăla este intangibil. Încă vreo 3 parlamentari, nu vorbesc de guvernanți, de ăștia din... Nu, să stai așa o clipă. Iliescu o să plătească, acum să nu fie prea târziu, să fie post-mortem. Nu să plătească el vreodată. Și chiar când o să moară, o să-i se facă funerare naționale, militare, cu onoruri și o țară întreagă o să-l plângă. Și va fi declarat, va fi declarat erou al României. Noi avem datoria să spunem copiilor noștri adevărul. Care este adevărul? Cine știe adevărul? Adevărul care îl spun și eu și tu și mai mult. Asta nu mai mult despre presupuneri. Ni s-a atras de chestia asta, că vă cam dați cu presupusul în emisiunea aia, fără baze reale, fără să fiți documentați. Da. Frate, îmi pare foarte... Exact asta este emisiunea asta. Sunt puncte de vedere personale, sunt opinii. Nu sunt jurist, nu sunt avocat, nu sunt doctor. Îmi dau cu presupusul. Da, sublinez încă un lucru. Pentru cei care spun că ne dăm cu presupusul, clar ne dăm cu presupusul. Dar... un lucru țineți cont. Am spus aici în emisiune, nu odată, ci de mai multe ori, și am vorbit și săptămâna trecută, dar trebuie să ne lăudăm pe treaba asta, că până la urmă presupusul nostru, fără dovezi, fără nimic, că în spitale s-au făcut cheltuieli, da, și zac utilaje, echipamente medicale care nu au fost folosite niciodată, dar au fost plătite, da, s-a dovedit ca fiind reale. Deci nu-ți trebuie altă, cum să spun, dacă, și faza este în felul următor. Că mulți spun, domnule, vă dați cu presupusul. Eu am întâlnit, lucrând în presă, am întâlnit și la vechi milițieni și la asta. Domnule, eu nu am acces la anumite informații. Da. Și trebuie să-mi dau cu presupusul. Între timp s-au schimbat legile, ai acces pe anumite surse, da? Dar nu poți să ai acces peste tot sau s-ar putea să nu vezi anumite căi de acces și sau să fie închise și nicio lege să nu-ți permite să intri. Dacă nu trebuie să existe neapărat o altă lege ca să nu-ți permite directorul spitalului să intre în subsolul spitalului să faci tu inventar. Nu poți să faci tu inventar acolo. Sunt alte instituții ale statului care pot să facă treaba asta. Deci, pe ceea ce vedem. Deci, eu nu sunt jurnalist. Trebuie să spuneți treaba asta. Eu sunt observator. Deci sunt un simplu om care observă anumite lucruri și fac niște raționamente. Logice, ilogice, cât mă duce capul, cât mă duce pregătirea, atât. Dar, din păcate, se dovedesc adică se dovedesc că am dreptate, pentru că sunt niște chestii care sunt de bun simț, zic eu. Oricum, și timpul mi-a dat dreptate până acum. Da? Deci și cu ceea ce s-a votat și cum s-a votat în 90 și cum s-a manipulat. Deci în 90 n-am avut alte informații decât aceleași pe care le aveau ceilalți. Nu e, dar dintr-un spirit, dintr-un reflex, nu știu cum să zic, am fost împotriva a ceea ce reprezenta FSN-ul, Iliescu și a lui. Pentru că văzusem, aveam un singur exemplu în armată, secretarul BOB. Da. Deci care a stat o lună de zile, n-a ieșit la suprafață. Așa. Da? Și după aceea, în sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, deci pe campania electorală a FSN-ului, avea insigna cu FSN. Ce trebuia mai mult? Ce probe trebuiau? Ce alte chestii? Pot să-mi dau cu presupusul că PCR egal FSN și din FSN ce s-a dus? Deci, da, ne dăm cu presupusul și ne dăm în limita bunului simț, în limitele legale. Dacă cineva consideră că am făcut ceva aiurea, poți să ne dea în judecată. Nu e o idee bună, nu ne dați în judecată, noi suntem simpli. Dar n-am spus niciodată ce a spus Dan mai devreme. Eu nu sunt jurnalist, clar. Dar nici eu. Nici nu mă laud că sunt jurnalist. Ne dăm cu părerea ca simpli. Sunt cetățean. Văd niște cetățeni și încerc să le lămuresc. Îmi pun semne de întrebare, la care primesc câteodată răspunsuri de la colegul Dan Vasiliu sau de la reprezentanții instituțiilor. Gen povestea cu cine face angajările în spitalul roman. Ia de ești, Neamțule. M-a lămurit în conferință de presă. Cine face angajările? Am înțeles. Cine? Ministerul Sănătății. Există o organigramă clar. Omul a venit cu hârtii arătând și ea lui, Nu, el face angajări. Nu. Nu. Da, ce n-am înțeles eu este vorba de câți oameni angajează spitalul, când întrebarea mea a fost de fapt ce oameni angajează spitalul. Am înțeles că trebuie să fie 23 de infirmieri și 5 medici. Dar ce medici? Că nu poți să angajezi 5 ginecologi. Că e idiot. Nu? Nu. Deci noi punem întrebări. Dacă li se răspund, uite, bine, aici ne dăm cu presupusul pe o chestie. Lumea poate să confirme sau să infirme acest aspect. În mod sigur o să infirme ceea ce spun toți angajații instituțiilor publice. Că în instituțiile publice angajarea se face pe bază de pile, cunoștințe, relații. Ai fost un sistem PCR și o să funcționeze veșnic în România. Poate cineva să-mi demonstreze treaba asta? Deci ce aparatură mi-ar trebui mie ca să pot înregistra anumite secvențe cu subiecte știute înainte? Și trecem la următorul material ca să dăm o mână de ajutor celor la primărie în campania publică de birocratizare. Ziceți asta repede, te rog. De birocratizare. Mai repede de atât. De birocratizare. Bă, numai mie a trebuit 28 de minute să zic cuvântul ăsta. Nu există altă variantă? Campanie publică de simplificare a serviciilor din primărie. Nu? Și am pierdut 28 de minute încercând să zic debirocratizare. Da. Vine o idee foarte bună, o idee pe care primarul a avut-o și înainte și vine, ideea vine dinspre guvern. Nu, vorbesc și de cealaltă cu reîntoarcerea la hai să vorbim cu stranieri. Eu să ajung și acolo. Ah, bun. Dar haideți să ne ocupăm puțin de asta, pentru că vin punctual pe o experiență proprie pe care nu pot să o mai nege nimeni, nu e o presupunere, ci o participare a mea la un concurs în cadrul primăriei. Ok. Da? Și eu vreau să subliniez nu concursul, ci birocratizarea. Da? La ce mod? Vedem știrea? Hai să vedem știrea, deși, da, hai să vedem știrea, că nu-i lungă, vedem care e treaba și trebuie să vă implicați foarte mult pe domeniul ăsta. Noi o să venim, eu vin cu sublinierea pașilor care am avut de efectuat și pași care o să vă explic de ce aș vedea să fie scoși din am înțeles. Hai să vedem toată povestea, exact ce a spus primarul în conferința de presă și ne întoarcem pe urmă să-l luăm la puricat. După modelul guvernamental al Comisiei de tăiat hârtii, conducerea primăriei Roman a lansat o campanie care se intitulează sugestiv Spune-ne ce să schimbăm și își propune scurtarea traseului hârtiilor de la cetățean la serviciile din primărie în vederea luării celor mai eficiente măsuri spre binele cetățeanului. După modelul nu este o idee nouă, este o idee, dacă vreți, transferată de la guvern a premierului Cioloș cu Comisia de tăiat hârtii. Iată că lansăm și noi o nouă campanie. Spune-ne ce să simplificăm. Se numește campania noastră. O inițiativă de birocratizare a administrației publice locale prin preluare în mod constant a sugestiilor de la publicul larg. Inițiativa Comisiei Locale de tăiat hârtii, Comisia de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare, SCIM-ul, care se ocupă din primărie cu acest lucru, are ca principal obiectiv implicarea în mod direct a cetățenilor pentru a obține o interacțiune mai eficientă dintre administrație și cetățeni. Pe site-ul primăriei Roman, cetățenii vor găsi o secțiune de colectare a propunerilor lor cu scopul ca ideile acestora să ajungă direct la conducerea primăriei. În acest sens, pe site-ul primăriei Roman, www.primariaromanlegat.ro, va fi lansată o secțiune cu scopul de a colecta și centraliza propunerile transmise de cetățeni. Principiile pe care le vom aplica sunt informarea corectă și completă a cetățenilor cu privire la accesarea serviciilor publice furnizate de municipiul Roman, reducerea traseului parcurs de cetățean, reprezentanții mediului de afaceri respectiv pentru rezolvarea unei solicitări, reducerea numărului de documente solicitate pentru rezolvarea unei probleme. Zonele principale vizate de acest proiect sunt simplificarea procedurilor de lucru ale administrației publice locale, transferul electronic al datelor între structurile interne subordonate Consiliului Local al Municipiului Roman, reducerea traseilor și documentelor în interiorul instituției sau între structurile instituției. Toate mesajele trimise de cetățeni pe adresa de e-mail simplificarea rond primăria Roman vor fi analizate, centralizate și puse în acord cu legislația. Practic ce ar trebui să facă cetățenii, că de aici plecăm, să le transmită mesaje pe adresa de mail simplificare@primariaromanlegat.ro. Deci pe mailul simplificare@primariaromanlegat.ro, în care să ne descrie ce proceduri am putea elimina, reduce sau simplifica cu privire la accesarea unui serviciu public. Sigur, toate aceste propuneri vor veni, vor fi compilate, vor fi analizate, pentru că ele nu trebuie să contravină legislației și reglementărilor în vigoare, dar, de ce nu, orice idee care este bună trebuie preluată, trebuie toaletată, trebuie adjuncționată, trebuie adusă în conceptul legislației în vigoare și poate să aducă un plus pentru instituție în sine, dar în special cu adresabilitate către cetățeni. Aceasta este cea de-a doua campanie publică lansată de conducerea primăriei Roman după cea de donare de sânge intitulată Romașcanii salvează vieți, campanie ce a debutat la data de 1 august în municipiul Roman. Haideți să povestesc pe scurt, pentru că avem celălalt subiect în care trebuie date explicații pentru a nu fi acuzată presa de manipulare, minciună și așa mai departe, chiar dacă titlul aparține colegii noastre, nu? titlu aparține colegii noastre și ea... E un titlu ca să atragă toate. Hai să povestesc. Deci, concurs în cadrul primăriei Roman pentru angajarea într-un serviciu. Iei dosarul, da, care trebuie să conține următoarele documente. Pac, pac, pac. Diplomă de studii, copii după asta, cazier, adeverință medicală. Cazierul mi se pare că... Nu ți-au cerut și o probă de chestii, de urină? De... Nu, astea se fac după. Da. Dacă lucrezi în industria alimentară. Proba asta ar trebui să o dea șefii, știi? Că dacă au mâncători de rahată, exact, jur, trebuie să știi să fie sănătos. Nu... Da. La cazier mi se pare că se poate da și o declarație pe proprie răspundere. Acum, pe ideea de debirocratizare, așa, de simplificare a serviciilor din primărie. Hai să vedem. Deci, da, m-am dus cu dosarul la biroul Resurse Umane. Un birou care ar trebui să arate puțin altfel, mai aranjat. Dar aici se vede ideea care se pune pe acest serviciu, care ar trebui să fie poate cel mai important din primărie. Deci, într-o firmă, managerul de resurse umane este singura persoană, cum îmi spunea cineva, care intră la marele manager fără să bată la ușă. Da. Toate exagerează puțin, dar este persoana care ți-aduce ceea ce trebuie pentru ca firma să meargă cum trebuie. Bun. Adică oameni de calitate, oameni dedicați muncii pe care vrei să o faci. Trecem peste aspectul acesta cu ceea ce arată și cum arată biroul respectiv, oameni amabili, doamnele respective, dar ca idee, pentru debirocratizare am dus dosarul, trebuia să mai completez o cerere, mi-au printat-o și am completat-o, trebuie luat în calcul faptul că nu toată lumea are imprimant acasă. Corect. Deci, unii au și nu funcționează. Da, și cazul meu. Deci, pentru treaba asta omul nu trebuie să fie întors din drum, tipizatul trebuie să fie acolo. Un tipizat care, credeți-mă că sună aiurea de tot, adică era o formă foarte simplificată a CV-ului care deja era depus. Da, am înțeles. Dar și eu n-am mai înțeles, n-am înțeles și încă refuz să înțeleg, da, ce rost are această cerere în momentul în care eu vin și depun dosarul pentru treaba asta. Da. Da? Deci, într-o firmă privată nu este cerere, domnule patron, vă rog, nu știu, este o scrisoare de intenție, este o scrisoare de prezentare, CV-ul și după aceea vin actele, în fine, după ce se trece de interviu, vin documentele care trebuie, care de fapt sunt cerute de stat. Da. Nu neapărat de firmă. Bun. Am mers acolo, am completat cererea respectivă, super ok. Bun. Dosarul este ok. Mergeți cu el la birou unic să vă dea numărul de înregistrare. În ideea de debirocratizare, nu trebuia să fac acest lucru. Da, dosarul este ok. Din biroul de resurse umane se sună. Număr exact pentru dosarul lui Vasiliu, exact. Dan. Păi ai toată ideea, nu înțeleg ideea. Am depus asta. Pac. Deci eu a trebuit să mă duc în partea cealaltă. Nu a fost coadă, dar du-te. Putea fi. Putea fi, da. Du-te acolo, asta stai să noteze când putea să se facă prin telefon. Bun, deci vom putea vorbi de birocratizare. Stai așa, un pas de birocratizare. Al doilea, în momentul în care, ca și procedură, după aia este o selecție a dosarilor. Atâta vreme cât... Ce poți să mai conține acea selecție a dosarilor atâta vreme cât... Cel de la biroul resurse umane care preia dosarul, îl verifică, spune da, îl registrează la birou unic și după aceea ce pot să nu mai fie în regulă? Nu-i normal să mi se spună atunci pe loc. Da, nu ai documentele cu tare sau cu tare? Corect. Deci ceva pot să ducă cu gândul. N-am văzut acolo să fie vreun dosar respins la proba aceasta. Dar ca și idee să apară acolo selecția dosarelor. Domnule, te-ai înscris ziua de concurs în data de. Exact. Dosarul este aici. Dar... Așa, după aceea faza la examen, că, te las și pe tine să vorbești despre totul. Mulțumesc. Iar faza la ziua concursului e următoarea. Dar cine vine să tragă plicurile? S-a ridicat o tânără doamnă, domnișoară, a luat plicul, s-a spus, ăsta este plicul 1. Ok. Mergem să-l multiplicăm. Mergem să-l multiplicăm. Deci să multiplice subiectul pentru ca să-l dea la tuturor din sală. Okay. Faza nu era normal să le citească subiectul și după aia să ducă să facă multiplicarea. Ba da. Deci nimeni de acolo nu știa. Putea să fie subiectul 1 sau 2, nicio problemă. Nu. Desfăcut subiectul 1 și pa, deci ca și cum ar fost plicul sigilat până la urmă, știi? Da. Că putea să scrie pe plic 1, 2, știi, și trage plicul. Că, deci doamna respectivă, domnișoara respectivă a tras plicul fără să se uite să, cel puțin, deci nu pot să o acuz sub nicio formă că a avut vreun semn pe plicul. Plicurile erau identice. Așa. La plicul s-a fost desfăcut de doamna care era la comisie subiectul numărul 1. Mergem să-l multiplicăm. Ce conține subiectul numărul 1? Asta. În fine. Deci, ca și idee. Deci, aici o chestie măruntă. Dar dacă am intrat în biroul ăsta, nu mă mai trimite la birou. Asta e toată ideea. Unic, pentru că de acolo se poate rezolva prin telefon, pe fir, pe fir direct. Dar e fir direct în primărie. Dar nu există o rețea de calculatoare internă? Și calculatoare internă și, cum să spun, număr de registrare la HR, la Biroul de Resurse Umane. Trebuie să fie, cum să spun, da, ai venit cu dosarul, are dosarul tot ce trebuie, că așa cere la instituțiile statului pentru concurs, da, ai tot ce trebuie, bun, e ok, la revedere, ne vedem săptămâna viitoare la ziua examenului, data și ora sunt afișate, le știți, repetăm încă o dată, pa, la revedere, du-te la învățat. Deci, voi crede în ideea asta de debirocratizare? În momentul în care te vei duce cu dosarul undeva, o să-l lași acolo, persoana de partea aia alta ghișeului o să se uite în el și o să spună totul în regulă, ștampilă, veniți la 4. Da? Pleci, îți de treabă, nu lipsești de la muncă, nu te ia șeful la tură, nu ratezi o zi întreagă din salariu, te întorci la ora 4, în timpul ăsta persoanele care sunt plătite să facă treaba asta încarcă un cărucior cu un mal de rât așa mare de dosare și umblă să-ți rezolve ție problema. Da. Frate, scuză-mă, în momentul în care cineva, dacă eu îi dau un dosar lui Dan Vasiliu și el se uită prin toate actele și spun, da frate, nu se lipsește nimic, din momentul ăla problema mea nu mai există. Nu mai am nicio problemă. De ce? Mi-am dus dosarul. Vă privește. Da, eu am acel șablon. Eu am înțeles că trebuie anumite documente. Dar ce mă apar pe traseu? Adică se schimbă legile? Nu, dar zic că în momentul în care ți-a citit dosarul, cum ai spus tu, bă, ai asta bifat, ai asta bifat, ai asta bifat. Nu ai treaba asta. Nu ai cazierul. Pentru cazier poți să dai o declarație proprie răspundere pe o foaie da. A4, nu avem foaia A4, suntem la primărie și suntem săraci, tu te duci undeva și îți iei foaia A4 și declarații pe proprie răspunde, precum că nu ai cazier și exact. Că te obligi ca în eventualitatea că ai câștigat postul să aduci cazierul în termen de. Cu riscul de a fi anulat rezultatul concursului dacă nu aduci cazierul. Bine, că tu, dacă ai depus dosarul și ai depus cererea aia, așa, poți să te duci să-ți faci și cazierul. E chestia foarte amuzantă, dacă stai și te gândești, de semantică, da? Se numește biroul unic. Da. N-am înțeles chestia asta. N-am nimic cu oamenii, n-am avut, nu știu dacă am avut atât treabă la biroul unic. E primul pe stânga. Nu. Cum intri despre... Cred că o singură dată, când trebuia să-mi iau parcarea pentru mașină. Posibil, da. Da, da. Ok. Și m-am dus acolo și m-au trimis în altă parte. Sus. Corect. Și atunci mi-a picat prima oară chestia, dacă e biroul unic de relații cu cetățenii. Da, sau situația... În momentul în care mă trimite la alt birou, de ce ei mai spune unic? Da, de ce ar trebui să mă duc la HR când era mai simplu atunci mă duceam la ei? Da. Și verificau dosarul. Exact. Deci ei trebuie să fie, cei la birou unic trebuie să fie instruiți. Nu e ceva complicat. Ăștia vor primi un volum extraordinar de muncă în momentul în care toate celelalte birouri vor fi anulate. Dar eu vin pentru HR, ia dosarul meu și îl pune în raftul pentru HR, la ora 12 pleacă cu căruțul spre HR, avem 10 dosare, pentru asta 10 da. Dosare sunt verificate. Deci okay. Eu ca cetățean nu trebuie să mă trezesc că dom'le, știți, ați depus dosarul la birou unic, da, suntem de la HR, nu aveți dosarul complet. Tine, nici s-ar putea să nici nu mă sune. Și să mă trezesc în ziua concursului, n-a fost dosarul complet. Posibil. Dar nu cel de la... Cineva adică, deci, cum l-a primit cel de la HR, așa, trebuie să-i dea dispozițiile și dispozițiile sunt destul de simple și scrise. Dosarul candidatului trebuie să conțină următoarele documente. Exact. Și l-are în față și spune, mă duc la birou unic... Bine, tu vorbești de dosarul unor candidați, dar situațiile sunt infinit mai parcare, multe. Mă duc sus la corect. Parcare... Ori mă gândesc că cei de la birou unic ar trebui să știe, frate, toată componența tuturor dosarelor din toate cazurile posibile. Da, da, asta poate să fie scris, înțelege? Mai dă click. Pentru parcări. Asta înseamnă să lucrezi cu calculatorul, frate. Da, au calculatoare în față. Da. Nu dau impresia. Nu, au. Nu, doamnele respective sunt amabile. Eu n-am avut probleme, dar eu acum mă scot din cauză pentru că intrând de mai multe ori în primărie, cu diverse probleme, reprezentând persoane juridice, reprezentând persoane fizice, reprezentând diverse probleme. Deci, așa, am ajuns aproape prin toate birourile și am parcurs mulți pași din toate procedurile sau din aproape toate procedurile lor de acolo. Mie de acum mi-e intrat în reflex și birocratizarea lor. Adică am ajuns sindromul Stockholm, dacă se poate spune, da. Că achiesez la aceste reguli birocratice care sunt... care pot fi eliminate. Concluzie, dragilor și dragilor, pe site-ul Primăriei Roman cetățenii pot găsi o secțiune de colectare a propunerilor în campania Spune-ne ce să schimbăm, da? Care campanie își propune scurtarea traseului hârtiilor de la cetățean la serviciile din primărie. Simplificare arond primariaroman.ro. Hai să simplificăm, da, dacă există, dacă aveți o idee, că de aici s-a plecat de fapt. Primarul are niște idei, nu știu cine îi le dă, dacă se face un brainstorming sau vine el și bate cu pumnul în masă. Din ceea ce am văzut eu ca și știre, acum nu știu dacă am auzit pe vocea primarului sau pus în gura primarului, faptul că a luat această decizie pe ceea ce a început să se întâmple la guvern. Știi? Comisia de tăiat hârtii. Da. Deci pe chestia asta. Deci am văzut acum o săptămână sau... Da, el a zis-o în conferința de presă, că pe modelul ăla, da? Dar simplu fapt că are ideea, eu sper să bată cu pumnul în masă ca să-și facă oamenii treabă, că, na, români fiind, nu lucrăm decât cu băta pe spinare. Corect? Să bate cu pumnul în masă și cetățenii să aibă posibilitatea să-și expună ideile oricât, mă repet și o să spun chestia asta de 100 de ori, oricât de idiote ar fi și încerc să, nu știu, să citesc din memorie și prima oară de aceeași chestie, oricât de idiote ar fi ideile astea, de acolo trebuie să iasă un sâmbure de ceva bun. Așadar, dacă aveți idei despre cum să se poată să simplifica porcăria asta de găraie și birocrație pe care o avem noi și cu care ne-am obișnuit încă de mici copii, da? Ca națiune, zic. Hai să o simplificăm, să vedem cum se poate face. Dacă aveți o idee, oricât de idiotă, oricât de prostească, oricât de copilărească vi s-ar părea, puneți-o acolo pe net. Deci, ați văzut, ideea mea este aceea că atunci când ajung la biroul HR, să nu mai fiu nevoie să mă duc pentru număr de înregistrare la birou unic. Deci ori mă duc la birou unic cu dosarul de angajare și cei de la birou unic au inclusiv cererea tipizată pe care să o completez acolo în fața lor, da? Da. Ori merg la birou HR și ei cer numărul de înregistrare la birou unic sau înregistrează ei acolo și după aia la sfârșitul zilei trimit lista. Dom'le, vedeți că de la HR aveți 10 numere de înregistrare. Și se rezolvă problema. Și mai am aici pe final, am văzut o altă treabă care nu ține de birocratizare, ci ține de campania de donare de sânge. Da, campania pentru că a început, e în felul următor. Cât este de promovată campania asta? Ce rezultate are? Scopul acestei campanii este să se adune mai mult sânge. Să dau niște tombole. S-a făcut o tombolă cu niște premii. Bun, este o tombolă. Acum, chestia este dacă la această tombolă participă acei donatori care sunt stabili și de ani de zile, obișnuit, plus donatori de nevoie pentru rude și așa mai departe, sau se constată, pentru că până la urmă ăsta este scopul acestei campanii, mărirea numărului de donatori, da? Conștientizarea populației asupra importanței donării sângelui. Deci, cum spun, lansezi asta fără a merge mai departe pe susținerea campaniei, pe publicitatea campaniei, deci chestii de marketing, cred că li se spune, nu în limbaj marketing, comercial, da. De, ca să aibă o finalitate bună. Dar chiar că nu știu unde s-a făcut promovarea campaniei astea. Deci, în afară de clasicele afișe A3 sau A4. Unde? Nu știu. Unde sunt afișe? Dacă se face, la noi așa se face. Uite, nu știu dacă am timp să ajung, doar nu-i departe, dar mi-e peste mână, să zic așa, să rup 2-3 minute, 5 minute să ajung până acolo la centru de donare, să văd dacă sunt puse niște afișe acolo. Păi, dar e idiot să pui afișe în centru de donare. Tu vrei să aduci oameni din altă parte acolo. Exact, nu știu. Deci mai mult implicare pe această campanie, pentru că este o campanie importantă. Eu am vorbit despre ea. Eu nu pot, în timpul acestei campanii, eu nu pot dona sânge. De ce? Ai băut? Nu, am donat înainte, cu 2-3 zile de a începe campania. Dacă știam, mai stăteam, discutam doar cu Ciprian, colegul nostru. Zic, băi, mai stăteam și noi și l-am și noi. Nu ajuta să donezi. Nu. A, nu merge așa? Acolo, nu, așa nu. Zic, uite, luam și eu un bilet la Ștran. N-am ajuns anul ăsta la Ștran, trebuie neapărat să... Nu m-am dus nici anul ăsta la Ștran, nici anul trecut, nici anul ăsta. Dar ție nu-ți place soarele? Mă urăște soarele. Dar apa îți place? Să te bălăcești? Mă dau în vânt să mă bălăcesc. M-aș duce la piscină, la polivalentă. Dar gras și alb. Nu ești gras, dar e în felul următor. Nu-i păcat să te duci la piscina aia în care poți să mergi iarna și să nu mergi acum... la piscina asta mare, la bazinul mare. Știi cum? Eu stau ca hipopotam, așa, știi, în apă. Okay. Mă mai scufund din când în când, așa. Că nu sunt mare notător, dar trebuie să ajung. Haideți să mergem la subiectul următor. Nu pot să stau la soare. Dar stai în apă. Că eu nici eu nu stau la soare. Dar soarele, apa e tot sub soare. Adică... Hai mă, că stai acolo și după aia la umbra umbrelei. Păcat că nu mai am blogul. Trebuia să-mi citești articolul după amiaza unui torționat. Dar nu mai sunt materialele pe blog. A dispărut blogul de când hău. Și a fost în primii 50 din țară cu blogul. După amiaza unui torționat, frate, am stat sub umbrelă, acoperit total de umbrelă, cu un strat de smac de ăla de protecție mare pe mine, 20 de minute și am făcut insolație. Eu nu-mi sensibil. Și eram roșu și cu fosta mea prietenă, eram roșii ca racii și ne mișcam unul pe altul ca să ne putem întoarce sau să mergem să facem pipi, de exemplu, 20 de minute sub soarele Mediteranei. Da. Dacă ai fi stat la fântâna arteziană, n-ar fi fost altă treabă. Apropo de fântâna arteziană, cât o să mai funcționeze. Ea nu mai funcționează, nu? Mi se pare mie. Ieri am trecut cu fiica mea... din centru, din fața primăriei. Ieri am trecut și funcționa. Țâșnește apă, nu? Da. Ce a zis omul în conferința de presă este una, ce a apărut în presă mai târziu este alta, ce au înțeles oamenii citind materialele din presa locală și urmărind clipurile din presa video locală e cu totul altceva. Da? Omul, când zic de omul, mă refer la numărul 1, da? În Rom. La băier Leoreanu. Se știe. Numărul 1, da? Acum iar o să se iardă, să uite ciudat. Deci eu îl susțin profund, eu nu cred că a înțeles situația. Eu îl susțin foarte mult pe omul ăsta. Are niște idei bune și îmi place că le și pune în practică. E acum că, trebuie să ne mai și certăm, că de-aia suntem presă. Între noi, zic, să ne certăm. Omul a zis, măi, deși l-am văzut făcând o pauză, știa că o să urmeze o fel de furtună de opinii, o să avem o problemă cu fântâna arteziană din fața primăriei de aici din parc, o să trebuiască schimbat ceva la ea, pentru că duzele alea nu mai există, alea de fac apa să țâșnească, nu se mai fabrică și am golit cam tot ce a însemnat depozit din țară ca să le aducem pe toate aici, care și o grămadă de țușpicuri de alea fântâna arteziană, o știm cu toții, are o grămadă. Pompele, nu știu, 16 pompe, câte dracu pompe sunt la fântâna asta, consumă o gârlă de curent, frate, ca să țâșnească apă. E cam mult și trebuie să găsim o soluție să refacem cumva, dar nu mi-aduc aminte să fi folosit vreodată cuvântul demolat. A demola, verbul ăsta. Nu mi-aduc aminte în conferința de presă să fi spus. În schimb, a apărut peste tot. Inclusiv la noi. Fântâna arteziană din fața primăriei va fi demolată. Băi, oameni buni, deci, cine a mai scris demolată? Pe ziarul de Roman am văzut, parcă, pe Romanul Financiar am văzut, nu vreau acum să sar în cap, nu mai țin minte exact. A apărut, în presa locală se demolează. Deci, în Roman a apărut, se demolează? Nu cred. Se modernizează sau se reface. Da. Uite, nu știu acum. Deci nu toți, dar cei mai mulți au spus că se demolează fântâna. Ceea ce nu este adevărat. Mă, fântânița asta, cât o fie de urâtă și de comunistă, e un simbol, e acolo de când eram țușpică, uite atâta, da? Și mă jucam cu ceva. De 30 de ani de când sunt în România, a fost ca funcționat. Mi-ar părea rău să o văd plecând. Sincer spun, mi-ar părea rău să o văd plecând. Bun, și ce să fie în loc? Orice altceva. iar și o chestie mișto. Omul a zis la modul următor: păi, trebuie să o refacem mergând pe sugestiile și pe sugestiile oamenilor. Bă, stai așa o clipă. Ca să funcționeze. Fântâna arteziană nu ar trebui să aibă o problemă că nu există piese de schimb. Nu, dar se consumă mult prea mult curent. Pentru ceea ce înseamnă curent, se pot schimba pompe. Pompele, să fie niște pompe mult mai economice, da? Toată țevăraia și cu toate conductele și cu toată deci tot de modernizat acolo. Pe ceea ce înseamnă, de exemplu, cum a fost luna iulie călduroasă, niște panouri fotovoltaice care să țină umbră pe unele bănci expuse soarelui, da? Ar putea să obțină curent electric pentru a face să funcționeze. Și pe care să le spargă țiganii noaptea. Băi, e o zonă supravegheată video, e o zonă cu poliție locală. Făceau țiganii baie în fântâna arteziană, în zona asta supravegheată video. Nu e o problemă asta. Nu e o problemă. Bine că se spală. Și astea. N-au să pun. Băi, în afară nu intră lumea prin fântâna arteziană. Mamă, ce să vină romanii crisp. Nu se spală, nu intră lumea în fântâna arteziene și în afară? Ba da, dar nu se spală. Nu, acolo intră să se răcurească, se bat copiii între ei cu apă. Da. Știi ce aș face? Piciorul ăsta care vine încoace spre centru, da. Știi că e fântâna floarea aia din mijloc, are alea lateralele și mai are o lăboanță ieșită în față. Chestia aia, i-aș da ghizdurile alea jos. Da. Și aș lăsa copiii în apă iete atâta, cu țâșnitori, cum e aici pe centru, la hotel. Da. Să se bată copiii, frate, cu apă. Și eu aș intra acolo, scuză-mă, când afară sunt 38 de grade, eu m-aș băga acolo să mă rude fântânița. O idee, transmit-o. Să mor dacă nu, și cu rampă pentru ăștia cu handicap. Da. Ok, o idee. Fântâna e mișto, e acolo, e veșnică. Deci, super, se poate face treaba asta. Musai trebuie, vorbind, ideea e că o să ridic romașcanii în sus, mă. Știi? Băi, fii atent, știi cât... aici mă străit în ochi partea asta, că a fost cârpită în mandatul primarului Dan Ioan Cărpușor. Deci hai să nu folosim cârpită, a fost renovată, reparată, repusă în funcțiune pe vremea primarului Dan Ioan Cărpușor, că s-au cheltuit 2 milioane de euro. Desigur. Deci când vorbești de 2 milioane de euro... Nu te lua neapărat, deci, s-ar putea să nu fie 2 milioane de euro. Să fie numai 2000? Să fie numai vreo 200. De mii. De mii. Dar nu pot să pun bază, îmi cer scuze, nu pot să pun bază pe cifre, că am pățit-o. Ok, atunci nu mai discut subiectul. S-au investit cu siguranță niște bani în reparații la fântâna arteziană. Oricum s-au investit mai mult, au fost mai mult comisioane decât cheltuielile. Cu siguranță. Astea, acum presupunem. Băi, ideea este că acum are o componentă muzicală. Eu sincer vă spun, n-am mai auzit-o. N-am auzit niciodată cântând fântâna aia. Nu, aia a fost componenta muzicală de mult, acum n-am mai auzit-o. Păi și ce cânta? Imnul romanului, n-am înțeles. Adică vorbim de o replică a fântânii de la Las Vegas? De la Las Vegas, aia care cântă și dansează? Serios? Ceva cântă de Andreea Bocelli? Nu dansa, dar cânta. Ceva, dar nu mai... Îți dai seama, sunt peste 7-8 ani de când... Nu mai cântă. N-am mai fost în zonă să aud cântând. Ieri când am trecut pe acolo, unde nu cânta. Deci a fost pentru anul electoral 2008, cred că, cântarea. Cântecul de lepăda lui Cărpușor. Da, avem acum un set de fântâni arteziene în Roman, nu avem de ce să ne plângem, există aia din parc care e funcțională. Da. Din când în când, uite, zilele trecute am fost pe acolo, nu era funcțională. Dar nu știu când o folosesc sâmbătă, duminica, o folosesc seara, ar fi bine de folosit în timpul căldurilor puternice de la prânz. Exact. Există fântâna arteziană de aici, din fața hotelului, care și aia a suferit... Da, dar în forma actuală de vreo 6 ani, nu? Cam așa. Acum mie îmi place foarte mult. Ceea ce am văzut acolo, copii. Da, mă, copii, dar acum vin părinții și spun, da, copilul meu vrei, nu vrei, că se joacă în apa aia. Că e adevărat că se joacă și eu v-am zis că m-aș juca, trebuie să fiu țără copil și nebun, dar ei bagă niște apă totuși, vrei, nu vrei, mai iei în gură niște apă din aia și nu știu exact cât e de sănătoasă și unii părinții își exprimă îngrijorarea. Își exprimă îngrijorarea să nu-i lase pe copii atunci să calce pe pământ. În felul următor, apa, de unde e apa? Dacă e de la apa serv? Cred că e recirculată. Da, da. Mai e fântânița chiar de vis-a-vis de la biblioteca municipală. Da, e o fântâniță care cred că ar să facă parte din ansamblu cumva. Mai mult tot sășnitori am zis că e pentru a bea apă. Nu, e o fântâniță arteziană. Nu e fântână arteziană, e impropriu spus. E o sășnitoare. Nu e de băut. O sășnitoare nepotabilă. Da. Acolo. Care ar mai fi fântână arteziană? Îmi scapă una, un micuță tare. Aici, lângă Casa de Cultură. În față la Profi? Da. Hai, bă, las-o în aibie, micuță cu două bănci. Nu știu să fi funcționat vreodată. Da. Care face, e foarte asemănătoare cu aia de peste drum. Da. Dacă e la nivel mult mai mic. Da. Deci, nu se demolează. Da, asta e clar. Ca și nu s-a folosit cuvântul, s-ar putea să ajungă și aici, dar nu s-a folosit cuvântul. Acum, pe ideea care ai spus tu, o părtece că ar trebui demolată. Mi-a dat cineva pe Facebook o idee absolut superbă. Zice, bă, măcar să niveleze, să dea jos tot. Nivelează, ridică niște chestii și să facă cascade și să dea posibilitatea omului să nu stea numai pe bancă să-ți rupi curul pe băncile alea de lemn, să-ți dea posibilitatea să pună gazon și să stai cum se stă în străinătate. Ai văzut câți tineri ies în străinătate cu o carte, cu ceva și stau pe gazon, efectiv, pe iarbă, rezamat de un copac și citesc? Noi nu putem pentru că nu ne dă voie, nu călcați iarba. Da, e adevărat, dar mai avem o chestie. Nu știu dacă poți să stai pe iarbă, pe pământ, în afară de lunile iunie, iulie, august. Iarna deci, nu o să stea nimeni întins pe pământ. Dar nici primăvara, nici toamna. Deci avem... N-ai stat niciodată în mai, de exemplu, întins, să te uiți la cer? Da, n-am stat mult timp și pământul e rece și nu îi văd cu păturică unde? Dacă, dar nu păturică, bre, că te rezemi de ceva, vii cu un corăcel, cu pernuță. Da. Nu, că una e Italia, Spania ca și climă, alta e Marea Britanie. Eu pot să-ți arăt Marea Britanie cum se stă în față cu Oxford. Da, știu. Studenții învață ore în șir, întinși pe iarbă. E adevărat, nu e iarbă, e gazon. E gazon. La noi ce avem aici în față este iarbă. Iarbă crescută chiar din pământ și unele zone, de exemplu de la canalizare sau de la pompe, când trag ăia cablurile alea de furtunele, ăia nu se uită că strică sau nu strică iarba. Da? Și atunci rămâne în nămol. Ideea este că, să ajung la ce... Vreau partea aia care ai spus-o tu. Aia mi se pare interesantă. Partea asta cu cascade și asta... Avem cascade la intrarea în groapă. Da, care e funcțională. Și acolo e arteziană. Da, este. Deci am mai descoperit-o. La Puricista Mică, pardon. Povestea cu campania cu fântâna arteziană este la fel publică. Orice opinie este binevenită. Da? Oricine are o idee, v-am mai spus și ieri în 24 de titluri, este momentul vostru să aveți un monument care să vă poarte numele decenii de acum încolo. Da. Dom'le, te simți designer, arhitect, inginer, proiectant, pune dracu pe o hârtie, trimite-i primarului. Da. Da? Trimite-i primarului la simplificare dacă nu știi altă adresă. arondprimariaroman.ro. Dacă nu, trimite-i pe chiar primar arondprimariaroman. De asta trebuie să fie. Parcă așa e, da. Da. Primar arondprimariaroman.ro. El mai departe va spune, bă, bună idee, bă, sau proastă idee. Bă, sau din ideea asta proastă s-ar putea să scoatem o idee bună. Da. Veniți cu un proiect, pe cât posibil, să se păstreze fântâna aia arteziană. Da, să fie țâșnitoare acolo. Să fie. Variante. Omul este deschis la sugestii, de asta mi-a plăcut. Bun, ce ar mai fi de vorbit? Nu cred că mai avem ce vorbi decât... Nici timpul nu ne mai permite. Așa, efectele secetei cumplite este o știre dinainte de a fi ploaia de acum 3 nopți, nu? Da. Nu știu acum dacă mai așa, oricum au restricții la apă la Horea și Ruginoasa, cei de la Apa Serv. Da. În condițiile în care, apropo de restricții de apă, vreau să fiu acid pe Facebook, dar până la urmă am văzut de la inroman.ro că s-a lămurit situația. Vă spuneam că sunt niște pierderi masive de apă aici în spatele Casei de Cultură. Până la urmă se pare că pierderile nu sunt de la Apa Serv, deși după ce au decopertat o stradă întreagă și m-au luat la tură pe Facebook, apa curge în continuare din punctul în care curgea inițial de acum 7 luni, însă spune Costicu Dalbă într-o declarație pentru inroman.ro că nu e problema apa servului, ci a primăriei. Pentru că e un hidrant. E un hidrant, adică tot apă de la apa serv. Apă de la apa serv, care va fi... Deci nu e un izvor antic. Sper să fi înțeles eu bine declarația omului. El spune că nu e o pierdere pe o țeavă a apa servului, ci un hidrant pentru care piesa respectivă urmează să vină ca să fie preparat. Și cred că e cel mai lung traseu al unei piese de schimb, că 7 luni tot așteptăm. Dar, în fine... știi despre ce aș mai fi vorbit, dar timpul nu ne permite? Despre sensul giratoriu de la Dedeman. Unde, bă, ăla-i musai nevoie, frate, că au început să crape oamenii. A fost un accident luni. Am fost de față. A mai fost ieri un accident acolo? Nu, a fost Bogdan Dragoș, dacă înțeleg eu bine. Ieri. La Dedeman nu știu, dar sper să-l facă. Proiectul e făcut. Pe Bogdan Dragoș unde, ce și cum? Unul care era beat a intrat într-un copac. Să fie sănătos. La Dedeman... amestecați băutul cu volanul, că nu dă bine. Da. Bâlciu e în desfășurare. Bâlciu e în desfășurare, la fel ca și filmul Suicide Squad. Romașcanii cu care am vorbit legat de Iarmaroc, de Bâlci, au venit de acolo. Bă, cum vi s-a părut Bâlciu? Meh. Bă, lumea merge. Eu fiind acolo în zonă, tradiția se respectă, mă bucur de treaba asta, cu toate că nu sunt fan Bâlci. Ce că e mult mai curat. I-a aerisit. I-a aerisit ca să vină putoarea de la groapa de gunoi. Omule... Lasă să simtă toată lumea putoarea respectivă. Tradițiile pe care le-am observat de 11 ani se păstrează, aceea cu lipsa toaletelor pe traseu, deci până la Bâlci nu nicio așa, cu scandalurile. Țineți-vă, asta v-a zis în caz că n-ați urmărit conferința de presă, primarul a zis, eu când ies în oraș fac înainte de a pleca de acasă. Deci, țineți-vă că o logică e... de... Asta m-am dat peste cap chestia. Nu, asta știi, e o glumiță de șantier care nu trebuia să o facă. Deci, din punctul meu de vedere... Gândiți-vă că plecați dimineața... Întrebarea este în felul următor. Nu am avut timp, nu știu dacă o să am timp să ajung astăzi sau mâine, nu știu duminică dacă mai e Bâlciu sau... Na, fiind duminică s-ar putea să mai respire și duminică Bâlciu. E în felul următor. Cei care ați fost la toaleta de la Bâlci, are apă, ai unde să te speli, ai săpun? Are. Că asta e întrebarea. Toaleta? Știi, eu am vorbit despre acea serbare câmpenească din Polonia din 1994, în care s-au adus pe tarla, unde puteai să te duci puțin mai încolo și după tufișe să-ți faci treburile, s-au adus wc-urile ecologice și alături erau niște scăunele cu prosop, cu lighean, venea cineva să stoarne apă sau erau câteva cu rezervor la care te dai drumul să te speli. În 94, după 22 de ani, noi încă n-am ajuns la nivelul ăsta. Noi ne ținem? Ne ținem. Bine, primarul nu a spus țineți-vă, el doar a spus că el de fiecare dată când iese din casă și ia măsuri de precauție și merge la budă înainte. Și eu fac la fel, dar mă duc să beau bere și să mănânc porumb. Da, dar vin din zona metropolitană. Vin. Deci am luat măsura. Dar din zona metropolitană până în Roman. Și după aceea... chestia asta pusese doamnul Ordeanu o întrebare, că stația de taximetre de lângă Marom, că sunt oameni care stau acolo de dimineață până seara, că sunt taximetriști și nu există o toaletă de orice fel și că inevitabil oamenii se duc să-și facă treaba pe zidurile blocurilor din jur. Da? Și de acolo a plecat ideea asta. Păi frate, stai puțin, eu îmi fac înainte de a pleca de acasă. Ce bine. Bun, la primărie nu face în cele 8 ore de program. În cele 12 ore cum lucrează taximetriști care nu stau pe loc, că ea merg și se pot opri. Toalete există în Roman publice, dacă am înțeles. Da, dacă el nu are traseul pe toaletă, unde avem toalete publice în Roman? Oriunde există un perete. Unde există un perete, da. Avem, deci, la Bâlci, acolo este pe perioada Bâlciului și când mai este bazar, cred că este deschisă, și la primărie, în spate, la judecătorie, la clădirea primăriei, unde am văzut odată, era pus afiș, concediu de odihnă. Da. Deci, o lună de zile, pișupa. Da. Cu elefantul maca, nici să nu te gândești. Din păcate, da, da. Suntem într-un orășel de provincie cu... din fericire avem probleme mici și ușor rezolvate. Probleme mici, încă nu suntem la nivelul Ardealului, pe ceea ce înseamnă curățenie, igienă, bun simț al oamenilor. Aici cred că e problema. Nu avem coșuri de gunoi suficiente. Ieri am avut un șoc. Apropo de coșuri de gunoi și de igienă, am avut un șoc. Plăcut sau? La modul plăcut era să trag de volan dreapta și să intru într-un autobuz. Am văzut chiar la ieșirea spre Horia, imediat după pod, la sensul, unde eram, la sensul giratoriu, unde am văzut pe aia mulți care dădeau cu mătura romi. Romi, frate! Băi, cu fuste lungi, cu galbeni în păr. Mă, stai așa o clipă, să nu-i de ochi. Să nu-i de ochi. Lângă trotuar. De la ajutorul social. Da, mă, dar chiar dădeau. Da, adică da, erau acolo. Da, acolo să nu fie o singură zi în care dau pontați 10 zile. Erau și supravegheați chiar? Eu n-am văzut supraveghere. Da, eu am zis că am văzut supravegherea este făcută de un om de la primărie. Nu spun că sunt leneși. Nu, nu. Doar, dar nu, să nu-i de ochi. Doar că am avut un... Băi, deci eu nu-i văd pe ăștia de la 416, nici măcar pe ăștia de la 416. Dar ăștia la 416. Băi, fără o vestă pe ei, nu era reflectorizat, nimic, cu haine țigănești, cu... Da, mă, când te duci la asta, nu există uniforme. Acum, ca și reguli de securitate și sănătate a muncii, pe european, ar fi trebuit să fie... Dar ei sunt reflectorizanți. Hai, mă, nu fi rasist. Deja ești rasist. Nu, dar am văzut că se poartă acel verde... turcoaz, acel verde mai deschis, care e reflectorizant și în timpul zilei, nu mătură noaptea, mă. Da, deci ca și norme de securitate, sănătate, muncă ar trebui văzute dacă sunt... Hai să ne oprim aici, că ți-a zis că vin ăștia de la Romanii Cris și... Nu-l luați în seamă, indiferent ce a spus Dan Vasiliu la începutul emisiunii cu dați-ne în judecată, nu dați-ne în judecată, e o idee proastă, plus că n-ați avea ce câștiga de pe noi, vă zic de pe acum, eu nu dețin nimic, el nu deține nimic. Datorii dețin și pot să le dau cu plăcere, dar... Niște sânge, organe, ceva, cum stai cu renichii, bine sănătos? Nu cred că sunt de donată, uzați, stresați de bere, da. Dragilor și dragilor, am intrat în weekend, intrăm în weekend într-o notă mai veselă, măcar am început Bâlciul la apogeu. Bâlciul la apogeu. Donați sânge. Eu nu. Facem campania primăriei. Să vedem ce face primăria mai departe, că e păcat să nu se finalizeze cu o dublare a numărului de donatori. Ar fi o idee bună, dar poate se implică, nu știu, în mod mai direct. Primarul, am zis, a donat, nu? Sau urma să doneze la întoarcerea de concediu, nu știu dacă a mai făcut. În mod sigur va dona. Dar când va doneze puterea exemplului. Când va dona... Când va dona primarul, în mod sigur va fi presa acolo. Va fi presa, da. Deci dar ideea este că nu cred că prin puterea exemplului vor veni prea mulți. Ba da, se poate. Nu prea mulți. Nu spun că e inutil gestul omului. Foarte bine dacă face treaba asta, dar să nu te aștepți la miracole. Nu. Dacă poate să doneze, foarte bine, și asta e. Să devină donator universal. Nu, constant. El așa a spus într-o conferință, nu? Singura donație pe care pot eu să o fac este cea de spermatozeizi. Haideți să ne vedem săptămâna viitoare. Weekend minunat tuturor, toate bune. Weekend perfect, mergeți la Bâlci, donați sânge.